Salut, sunt Otto de la Mire TV și astăzi mergem la Lidl, este aici în spatele meu, să facem cumpărături vegane pentru o săptămână. Haideți să vedem ce găsim. E prima dată când încerc să mănânc vegan, n-am mai încercat niciodată și o să fie un experiment foarte tare săptămâna aceasta. Duminică să vă uitați la clip, să vedeți ce am mâncat, să vedeți toate mesele. În clipul ăsta facem decât cumpărăturile. Astea trebuie să fie cu siguranță vegane. Dar sunt cam scumpe, 14,39 lei. Și ăștia sunt foarte buni, biscuiții ăștia cu scorțișoară, dar nu mai au toate prostiile acum. Foarte șmecheri sunt ăștia la gust, îmi plac mult. Și cred că sunt și ei vegani. Ceaiul cu siguranță e vegan. Așa că o să iau un ceai din ăsta de mușețel. Ciupercile iară foarte bune pentru săptămâna vegană. Ia să vedem ce mai pus mai cum aici în coș. Niște morcovi și cafea. Vegane și astea. La brânzeturi nu avem ce. Toate sunt cu lapte. Trebuie să luăm lapte din ăla de soia. Ăla e vegan. Uite, ăsta e vegan. Laptele de soia. Și cred că toate stixurile astea și prețelul și tot și astea, stixurile sunt vegane, însă nu-mi iau. Sunt cam junk food, așa. O să iau o din asta. Turte de orez expandat cu sare. Aici am mai luat caju și migdale să facem preparatele acelea cu miere. Și am luat și stafide pentru mine. Sunt și astea bune, sunt vegane, au și preț bun. 3,99 lei, 250 grame. Am găsit soia, așa, bucățele mici, cuburi. Vreau să le fierb. Vreau să o fierb și să o amestec cu un sos din ăla pentru paste. În loc de paste, punem soia. E o rețetă pe care n-am mai făcut-o. Mi-a venit mie acum o combinație, o invenție. Și uitați, luăm un sos din ăsta de aici. Am luat și pepene. Sunt foarte multe lucruri vegane, dar m-am limitat la chestiile astea. Ok, haideți că am ajuns acasă. Și vreau să culegem niște zmeură, pentru că s-a făcut. Uitați ce frumoase. Ah, mă focalizează. Ia uitați ce mișto e. Foarte mișto. Și foarte bună. Și foarte mare. Ce mare e zmeura asta. Foarte bune. Coaptă super bună. Cam astea sunt cumpărăturile. Avem aici o pungă întreagă. Am filmat, cred că, aproape tot ce am cumpărat din Lidl. O să fie o săptămână ciudată, o săptămână nouă pentru mine. N-am mai încercat niciodată să mănânc vegan. Nu cred că am avut o zi în viața mea în care să mănânc vegan. După cum știți, îmi place foarte mult carnea mie. Și brânzeturile îmi plac. Așa că o să fie ceva interesant. Astea le punem deoparte, dar putem să mâncăm și noi. Bine, aveți grijă că astea îngrașă mult nucile. Le-a sunt migdale, dar toate derivatele astea din nuci îngrașă foarte mult. Și caju, la fel. Sunt foarte bune, dar trebuie mâncate cu responsabilitate. Noi le-am luat pentru a face burcane cu miere. Aici laptele bio. Nu știu exact cum o să-mi combin mesele astea. Ce mese o să iasă. O să fie ciudat. Dar urmăriți vlogul de duminică. Următorul vlog. Pentru că acolo o să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. Pe care le voi avea săptămâna aceasta. Și o să vedeți, bineînțeles, și câte kilograme reușesc să slăbesc. Dacă reușesc să slăbesc. Așa că o să fie super interesant. Iar am luat o pungă din asta de musli. Am zis să mai mănânc așa cu lapte din asta de soia sau simple. În caz că nu am ce mânca, să nu mor naiba de foame. Am luat aici și un năut. Cred că e năut, nu știu. N-am gătit în viața mea, nici maica mea a gătit cu năut. V-am zis, o să fie o săptămână de experimente. Am mai luat și un sos din asta. Să fie de rezervă două sosuri. Unul aș vrea să-l fac cu soia, v-am zis. Și unul, eventual, cu paste, în caz că n-am ce să mănânc. Așa, și aici merișoare.
Tot așa o să punem la burcan cu miere. Mierea, din ce am înțeles, e produs animal și nu n-am voie să mănânc. Acum, dacă mai scapă câte o linguriță de miere în cafea, asta e partea a doua, o trecem la diverse, dar în principiu mesele și 99% din ce mănânc o să fie vegan. Dar poate mă abțin să nu mănânc, să nu beau cafeaua cu miere. Polen pot să mai mănânc pentru că acela nu este, adică nu-l produce albinuța decât îl culege cu piciorușele, ca să fie totul vegan. Cam acesta a fost clipul. V-am zis, nu uitați să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări, pentru că o să postez clipuri săptămânale și dacă sunteți curios să vedeți cât am reușit să slăbesc săptămâna aceasta mâncând numai vegan, uitați-vă la clipul care o să apară duminică și, bineînțeles, o să vă prezint și toate mesele la fel cum am obișnuit, să vedem ce reușesc să scot, ce mese reușesc să scot din aceste produse. Uitați să lăsați și un like la acest clip. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat. Ciao!